E salutare, eu sunt Alex și o să vă prezint un nou videoclip de Clash Royale. O să fie un mic chest opening. Noi am terminat clan chest-ul, dar mi-a picat super magical chest. Noi am terminat clan chest-ul, dar l-am deschis aseară din greșeală. Am stat video când îl deschid. Dar hai să începem cu acest mic chest opening. Hop. 79 gold, un fireball, 11 zep, un rachetă, 11 barbari, 95 gold, 2 gemuri, 10 royal giant, 2 elixir collector, 205 gold, 6 eurons, 3 elixir collector, 28 zla, un bowler, wow! Un crunch, 575 gold, 2 gemuri, 5 cannon, 3 ice golem, 4 furnace, 64 knight. Și o să filmez și când o să am open clan super magical chest. Dar hai să facem un battle. Level 11. Nasol. Fuck is it. Am făcut ușor de barbarie cu prințesa. Hai prințesa, dă-i două la mega minion. O, a dat și una pe turn. Dar noi acum avem o problemă foarte mare, pentru care de luăm de 5. De 26 ai superator pentru el. Uuu, mini pack a dat mult. Deci și nu i-am dat mult damage. Nu am dat puțin damage. Chiar am dat mult. Am dat 896 damage. Aolorii, motherfucker. Rii, motherfucker. De ce? Wow, it's a good look. Poate vreau să văd ce prost e cu un taur. Mă rupe clara. Wow, ce s-a întâmplat Belon. Băi, deci pe mine personal mă enervează foarte mult Belon. Nu știu, e foarte nesuferit. Wow, încă unul cu tombstone, dar n-are nicio șansă la atac cu ăsta, după cât te vedeți. Nu știu dacă o să mai bag prințesa. Nu, no, mai bine nu mai bag. N-a dat nici oră de peste bine. Pot să-mi folosesc lava handul, nu știți?
Mama are peca de 4. Am zis ca si Jack care avea peca de 5 era asperă pe... Oh. Bă, eu doar un singur lucru sper. Să nu dea peca mare. Atâta sper. Deci te rog, să, doamne, să nu dea peca mare. Pe tira. Este, bă. Dar nimic mai la mult de nivel. Hu, măcar n-a dat. E sferitul ăla de peca mare. Dacă o să bagi, știți voi ce? În un corp la Lava Hand, am Evans și o să bag și eu video în horde, deci o să-l aștept pe Lava Hand. Nu știu, cred că va băga în horde. Da, băgăm în horde. E sferit. Nu este sferit. Nu este sferit. Hai prins, bine. Ei, hai să luăm și turnul al doilea. Bine voi, băieți. Da, nu am avut ce să-mi fac acolo. Dar... Oh, ce prost am băgat Euronsul! A dat nimic ca un shot! Nu e prefăzat, și vă maxim fără. Godinici. N-a fost un meci ușor, dar nu știu, zic că am luat foarte ușor turnurile. Oh, Giant Chest! Giant Chest! Deci nu pot să te cred, Giant Chest. Deci nu pot să te cred, Giant Chest. Deci cred că o să filmez și cu Giant Chest când îl am. Giant Chest, nu pot să cred. Ho, ho. Avem o sânzeză că o să spui ce cumpăr de la... O, are golet de 3. De level 10, eu cred că e ca slăbuț. Am golem de 4 și level 9. Da, trebuie să mă... apăr destul de bine la golem pentru golemul, pentru că golemul e foarte periculos. Știu, pentru că eu am jucat cu golemul mult timp. Chiar am jucat foarte mult timp. Na. Vedeți la Electro Wizard, că e periculos. Băgat și așa. Deci eu am văzut acolo că i-am făcut executierul. Și asta mi se pare super OP. Mamă, de ce am o super magical chest și un giant chest? Sper măcar din astea două să-mi pice o legendară. Și... Oh, are grave. Fuck you, grave. Dar cu mine un horde n-are nicio șansă, graveyard-ul. Wow, ce ne simțit. Să bagi executier, mă. Cu mirror, mă. Ce nești. Bine prinț, bine prinț, bine prințule. Hai că îi luăm turnul, zic eu. Da, îi luăm turnul. What? Deci what the hell? Poți să te cred. Cel mai mare prințesa. Băgăm așa un mini peca, că-l face mult și pe executier. Bă, și adică am putea să ne apărăm foarte bine pe turnul același turnul din distrugă. Dar niciodată nu se știe ce
se va întâmpla, de exemplu, uitați, acum are Grave și Grave iar de Super OP, wow, clona, dar degeaba. Și nici nu mi-a dat prea mult damage și s-a terminat graveyard-ului. N-are nimic, ca să ne concentrăm mai bine pe apărare. Oh, ce i-am făcut la băiat? Oh, Minion Horde, Minion Horde, bine tu, bine tu. Oh, cred că ne apărăm și cred că nu vom avea turnul distrus. Și asta e foarte bine. Nu vom avea turnul distrus, după câte văd. Deci, după câte văd, nu vom avea turnul distrus. Good game. Și nu știu, avea 3 legendare. Da, deci... N-a jucat rău. Da, și acum, cum era să-mi pici un Magical Chest. Da, să mă uit la decul lui. Da, 3 legendare. Ambele de 1. Da, și jucăm cu unul de level 9. E primul de level 9 cu care joc în ziua aceasta. Aoleo! Ce bine s-a apărat. S-a apărat chiar bine. Și a folosit tot elixirul ca mine. Mini Pekka, bine tu. Mini Pekka e GG pas contra lui. Ai Suizar, deci nu băgăm Euronsu. Băgăm prințesa pentru că prințesa se descurcă bine, prințesa. Da, am văzut că i-a picat și lui Racu în ultimele, nu știu, cred că i-a picat acum, cred că i-a picat luni sau marți, i-a picat, iar unul cu golem, fuck you golem, și la arcă de 3, i-a picat Lava Hand. Și azi a picat Inferno Dragon. Foarte tare. Are și Sparky băiatul. Faci pe spate. Da, deci trebuie să bag Keros. Pitici. Ar trebui să bag așa și Skeleton Army, bine. Wow. Wow, deci a mai rămas un Skeleton Army. Un Skeleton Army a mai rămas. Oh, sper să nu dea Sparky. Bine tu. Bine tu. Și a mai rămas un minion în viață, mă. Really, motherfucker. Un minion? Da, mă, mai rămăsese un minion în viață. Da, n-am... Nu cred că am dat cine știe ce damage. Foarte multe cât. Sper că... Oh, fuck you! Hai, prinț! A, bine, prințule! Oh, putem să-i luăm turnul? Deci vom putea să-i luăm turnul? Dacă vom fi concentrați... Hai să avem grijă, să avem grijă, băieții! Oh, să avem grijă, să nu dea Sparky! Fuck you, Sparky! Nu... Fuck you, nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc, haide să-i luăm turnul, băieții. Three, two, one, este bă, i-am luat turnul. La ultima secundă, eu zic că meritam să iau turnul. Și-am dat ceva damage. Oare-i luăm turnul? Oare? Îi luăm turnul, bă! Good game! Silver chest, da, deci vom avea și mâine un chest opening și cam acesta a fost episodul. La revedere!